Astăzi Nicoleta vă prezintă un exercițiu pentru partea din fața a piciorului, care poate fi executat și acasă. Un exercițiu care se numește fandări cu balansare, balansarea piciorului care se mișcă. Un exercițiu care acționează nu numai asupra părții din față, dar ca la majoritatea exercițiilor pentru coapsă, acționează și asupra feselor, și asupra gambelor, asupra întregii părți de jos a corpului. Faceți 4 serii câte 20 de repetări. Pauze 2-3 minute între serii. După cum vedeți, una dintre mâini, cea opusă piciorului care se mișcă, trebuie să se sprijine de ceva. Că este o masă, că este un perete, că este spătarul unui scaun, nu contează. Important e să nu o folosiți decât pentru balans, să nu vă trageți cu mâna, pentru că preluați o mare parte din efort în loc să lăsați piciorul să lucreze. Acesta a fost exercițiul de astăzi, urmăriți-ne și mâine pentru că Nicoleta vine cu un nou exercițiu.